Luna, draga mea, sunt Luna Ala. Balanța 2019. În 2019, te așteaptă o mare surpriză, vei descoperi sursa inspirației și va fi amintit că anul în care ai deschis o nouă afacere sau ai început să dezvolți o nouă profesie, în talente la care nimeni nu te-a bănuit. Te vei fi îndreptat spre aceste noi direcții și te vei îndepărta de oamenii care îți vor putea infecta cunoștințele și entuziasmul. Va trebui să cobori uneori pe pământ. Acest an va fi unul de descoperiri, dar interpretările astrologilor vor fi diferite. Cineva va putea să-și deschidă propria afacere, cineva va descoperi că are un nou talent sau un hobby, altele își vor întâlni dragostea sau își vor schimba modul de viață. Un lucru este cert, vei fi plină de energie, iar entuziasmul tău îi va molipsi pe ceilalți. Problemele vor fi rezolvate cu ușurință dacă vei acorda prioritate și vei selecta direcția corectă. Nu este necesar să începi un lucru, fără a-l finaliza pe cel anterior. Doar să nu uiți de familie și de treburile casnice, trebuie să încerci să ai timp peste tot. În acest an vor exista evenimente care îți vor schimba complet viața. În primul rând, soarta îți va arunca astfel de încercări, că vei dori să mergi la mănăstire și să cauți un refugiu, doar pentru a evita dificultățile care au căzut asupra ta. Dar acest lucru este doar la început de an. Pentru femei Venus a pregătit o surpriză uimitoare, dar o poți obține doar dacă te vei depăși și vei face față în mod adecvat testelor. Acest cadou va rămâne în memoria ta pentru totdeauna. Astrele îți recomandă să te bazezi pe intuiție. În acest an, intuiția ta va deveni atât de precisă încât vei putea anticipa cu ușurință consecințele fiecărui pas și ale fiecărei decizii. O astfel de abordare te va ajuta să învingi oponenții posibili și să eviți pierderile financiare din investițiile cu risc ridicat. Cu toate acestea, stelele avertizează reprezentantele acestui semn să folosească talentul dezvoluit pentru scopuri cinstite. Nu manipula oamenii pentru a nu strica relațiile cu rudele și colegii de la locul de muncă. Stelele apreciază abordări cinstite și jocul deschis. Tu vei trăi într-un domeniu profesional. Poți să te bucuri de atenția conducerii, să câștigi autoritate în ochii colegilor și să devii pentru ei un sfătuitor asemenea unui oracol. Totuși, nu trebuie să lași viața să curgă de la sine, problemele au proprietatea de a se acumula, dacă nu încerci să le rezolvi. Crede în tine însăți și nu te îndoi niciodată, chiar dacă ți este greu. Reuniunea este de așteptată nu numai în viața personală, ci și cu noi parteneri de afaceri, iar cooperarea cu aceștia va da rezultate excelente. Unele reprezentante ale acestui semn al zodiacului pot decide să obțină o altă specialitate, radical diferită de cea de până acum. Poți deveni atât de dornică de învățare și de afaceri încât vei înceta să acorzi atenție rudelor și prietenilor, lucru ce poate duce la conflicte serioase. Pentru a preveni acest lucru, ar trebui să încerci să aloci timp pentru persoanele preferate, excursii la natură, un weekend comun sau o cină de familie într-o zi, vor fi capabile să remedieze situația. Pe la jumătatea anului, cele singuratice își pot întâlni jumătatea mult așteptată, dragostea le va împinge într-un pas important, ele pot decide cu privire la cumpărarea de noi locuințe, pentru aranjamentul cărora vor fi ocupate până în decembrie, și înainte de noul an poate fi planificată o nuntă. Dragostea pentru balanță în 2019. Te vei putea baza în întregime pe sprijinul pământului, iar patronajul său promite noroc și prosperitate. Reprezentantele acestui semn zodiacal sunt prea precaute și circumspecte, ceea ce este adesea un handicap în materie de inimă. În 2019, vei fi îndrăgostită, vei înceta să te îndoiești, vei începe să acționezi la întâmplare. Mai mult decât atât, deciziile spontane se vor dovedi a fi cele mai bune, relațiile cu cei dragi vor fi pline de armonie și înțelegere reciprocă. Venus va încerca să facă din acest an un reper în viața ta. Ea activează partea ta romantică, dar întrebarea este, te vei afla la momentul potrivit, în locul potrivit,
Stelele promit un an fericit, te așteaptă o relație vibrantă. Porcul de pământ, guvernatorul anului în zodiacul chinezesc, va încerca să găsească celor libere, un bărbat demn de un cuplu. Poziția stelelor arată că căsătoriile încheiate în 2019 vor fi puternice și fiabile. Dacă încă nu ești coaptă pentru viața de familie, te vei putea bucura pur și simplu de comunicarea cu sexul opus. Cuplurile căsătorite vor fi angajate în stabilirea vieții cotidiene. Dacă ești într-o relație, ferește-te de trădare, atât a ta, cât și a partenerului. Sănătatea pentru balanță în anul 2019. În ceea ce privește sănătatea, balanța se va simți minunat pe tot parcursul anului. Dar, de asemenea, într-un mod diferit, o dietă sănătoasă, sport și o bună dispoziție nu vor da suferințe insidioase organismului. Astrele recomandă evitarea consumului excesiv de cafea. Principala problemă care te însoțește pe tot parcursul anului 2019 va fi legată de dinți. Astrele îți vor aminti mereu de tine însăți și te vor face să pui toate temerile într-o cutie și să-ți dai întâlnire cu dentistul. În ceea ce privește bolile, astrele te sfătuiesc totuși să fii extrem de precaută. Glumele cu sănătatea sunt rele, nu supraevalua punctele forte în fața șefilor și afacerilor interne de familie. Altfel poți fi depășită de epuizare nervoasă sau stare depresivă. Reprezentantele semnului, în imposibilitatea de a-și controla sentimentele, riscă să se afle pe punctul de a proba un șoc nervos. Încearcă să nu invidiezi pe nimeni, să ai posibilitatea de a te controla și de a evita certurile mici cu cei dragi, încearcă să ai încredere în ei, iar apoi durerile de cap te vor ocoli. Este un moment bun pentru a străluci în învățarea și practicarea meditației sau a altor modalități de relaxare. Dacă vei face totul la timpul său, atunci întregul an vei fi însoțită de noroc, stare de spirit excelentă și sănătate bună. Aderă la o nutriție adecvată, mănâncă mai multe legume și fructe, evită consumul de cafea, apoi problemele de stomac și alte probleme de sănătate neplăcute te vor ocoli. Banii și cariera pentru balanță în 2019. În timpul iernii, primele luni ale anului, norocul nu pare să meargă pe trotuarul tău, ba chiar se pare că va fi la două străzi distanță. Certurile mici și nemulțumirea la locul de muncă te vor lovi din rutină. Dar fi sigură că banda întunecată se va termina în curând și va fi înlocuită cu una albă. Este înscrisă o creștere în carieră, nu vei rămâne fără atenție șefilor. Munca va fi pe partea de sus, vei primi totul, indiferent de ce fel de muncă vei face. Vei uimi nu numai șefii cu eficiența și rezultatul muncii tale, dar și colegii tăi. Reprezentantele în șomaj ale semnului se vor afla în curând în domeniul creativ. După cum spun astrele în 2019, împreună cu creșterea carierei vei avea dificultăți în comunicarea cu ceilalți. Vei putea crede că nimeni nu te susține, totul este împotriva ta, dar, așa cum sugerează Jupiter, acestea sunt doar presupuneri și este doar un rău temporar. Norocul pentru tine vine datorită muncii aspre, sarcina ta este aceea de a păstra autocontrolul și mintea limpede în relația cu alții. Emoțiile sunt primul dușman pe calea spre realizarea obiectivului și a creșterii carierei. Venituri notabile sunt așteptate doar la sfârșitul verii. În general, anul îți va îmbunătăți în mod semnificativ poziția financiară din cauza creșterii în carieră. La începutul anului, se pare că vei avea nevoie de bani. Încearcă să nu faci achiziții rapide, obține doar produsele corecte. Controlează dorințele tale. În această perioadă nu este recomandat să împrumuți în special ultimii bani cinstit câștigați, deoarece există șansa ca ei să nu se întoarcă. Mai aproape de prima jumătate a anului va fi să apară o creștere în domeniul profesional, aceasta va fi o perioadă în viață când tu vei fi capabilă să schimbi radical mediul, viața. Este necesar să nu pierzi această oportunitate și să reacționezi la timp. Poate că vei obține locul vacant, pe care ai vrut întotdeauna să-l ocupi. În general, banii înșiși vor merge la poșetă, restul va depinde de tine.
În a doua jumătate a anului, poziția ta financiară se va îmbunătăți. Stelele, deși promit un plus financiar, este rezonabil să fii în plină pregătire pentru luptă. De la muncă tensionată și din motive financiare în familie pot apărea contradicții și conflicte, mai ales dacă dorești să investești bani în afaceri. În acest moment, semnul acestei constelații va necesita multă activitate și eficiență pentru a-și păstra pozițiile fără a permite o criză. Tu știi, astrele sunt optimiste. Numerele norocoase ale anului. 2, 5, 8. Culorile norocoase ale anului. Galben, gri, maro, auriu. Florile norocoase ale anului. Hortensie, flori înghivece, margarete. Direcții norocoase. Sud-est, nord-est. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!